Da. Deci un lucru la care noi ne-am gândit așa, despre care ne-am gândit să povestim, este de ce este așa de greu să te lași de fumat, de ce e experiența așa de dificilă. Pentru că foarte multe persoane încearcă să se lase, nu reușesc, sunt foarte multe persoane care nu-și pun problema să se lase. Fumatul ăsta e așa foarte amăgitor și, în realitate, nu e o întâmplare că noi ne lăsăm greu de fumat. Adevărul este că există atât un mecanism biologic, cât și un mecanism psihologic pentru care oamenii fumează și e greu să se lase de fumat. Și o chestie foarte interesantă legată de mecanismul ăsta biologic, adică, în realitate, foarte mulți oameni numesc fumatul ca fiind un obicei sau un automatism sau un lucru dintre ăsta pe care îl fac așa aproape că nici nu-și dau seama. Și atunci, practic, o explicație sau un lucru pe care noi trebuie să-l știm atunci când vrem să ne lăsăm de fumat. Adică, în realitate, noi ca și persoane ne condiționăm. Noi fumăm cumva condiționându-ne la mediu sau mediul ne condiționează. Dacă, de exemplu, eu în fiecare dimineață beau cafea și fumez, după aceea e suficient să apară o cafea, că eu simt nevoia de a fuma. Sau dacă în fiecare zi mă dau jos din metrou și mă prind o țigară, cum am dat jos din metrou, cum o să simt nevoia să mai prind o țigară? Sau dacă de fiecare dată la prânz, după ce am mâncat, fumez, după ce am mâncat, fumez, am nevoie de mâncat, o să simt nevoia de țigară. Și atunci, practic, o să fie foarte multe țigări pe care eu le fumez, nu neapărat datorită nevoii mele biologice. Eu o să le fumez pentru că, în realitate, deja m-am condiționat. Da? Exact ca și condiționarea clasică sau câinii al lui Pavlov, da? Care, când mi se aprindea becul, salivau. Exact în felul ăsta, cumva se condiționează și oamenii. Și atunci ce se întâmplă? Renunțarea la fumat devine foarte dificilă, pentru că toate variabilele astea din mediu sau toți stimulii ăștia din mediu rămân în viața persoanei și după ce își propune să se lase de fumat. Deci eu îmi propun, gata, de mine nu mai fumez, dar în continuare circul cu metrou, în continuare sunt la volan, în continuare mănânc. Da? Și atunci ce se întâmplă? Eu o să simt că ceva îmi lipsește, o să simt nevoia asta de a fuma, care nu este neapărat biologică, este psihologică. De asta, cumva, un lucru foarte important ca să ne lăsăm de fumat este, de fapt, să ne decondiționăm la mediu. Adică să rupem legătura între stimulii ăștia pe care i-am asociat cu fumatul și fumat. Și asta este, cumva, primul pas pentru renunțarea la fumat. Pregătirea asta, să zic așa, psihologică. Pentru că rămân toate variabilele astea în viața ta și atunci o să-ți fie foarte greu să te lași de fumat. Ce fac foarte frecvent oamenii? Încep să renunțe. Dar nu mai beau cafea, nu mai ies cu prietenii, nu mai merg acolo că se fumează. E o strategie bună, dar cumva funcționează doar pe termen scurt, pentru că după câteva zile sau săptămâni de practică de genul ăsta, tu simți mai mult disconfort. Adică când să faci și tu fapta cea bună să te lași de fumat, o grămadă de bilele pe capul tău sau o grămadă de frustrări sau de prejudicii. Nu mai faci nici aia, nici aia, nici aia, nici aia și ca și cum comportamentul ăsta de a renunța la fumat e pedepsit. Și normal că atunci nu-ți mai vine, adică ori te lași pe cupaș cumva, adică nu mai vrei să mai continui. Și reiei fumatul și este o luptă foarte dificilă. Deci unul dintre mecanismele psihologice care fac fumatul, renunțarea la fumat o experiență dificilă, este practic această condiționare clasică sau acest reflex condițional pe care oamenii trebuie să-l cunoască și trebuie cumva să se decondiționeze ca renunțarea la fumat să fie mult mai ușoară după. Bun, deci ăsta e un prim mecanism. Al doilea mecanism. Da? Al doilea mecanism este un mecanism tot de condiționare, dar e o condiționare pe care noi oamenii mai puțin cumva ne suntem familiarizați cu ea. Se numește condiționarea operantă. Adică, practic, noi învățăm că fumatul ne aduce beneficii. Pentru că fumatul realmente conține această substanță care se numește nicotină și are un efect pozitiv asupra creierului. Adică secretă creierul nostru dopamină, noi ne simțim foarte bine. Și atunci, practic, noi ce observăm? Observăm că ne simțim foarte bine. Și ori de câte ori o să vrem să ne simțim bine, o să apelăm la fumat. Așa se explică de ce foarte multe persoane, foarte mulți dintre noi, fumează mult mai mult în perioade de stres. Sau fumează mult mai mult când sunt sub presiunea timpului. Sau fumează în momentul în care se enervează, ca să se calmeze, au nevoie de o țigară. Sau fumează când sunt neliniștiți sau într-o situație de așteptare. Da? Merg și fumează o țigară. Foarte mulți spun, doamne, dă-mi o țigară să mă calmez. Sau foarte mulți fumează, de exemplu, ca să se relaxeze. Iar explicația, practic, este, în primul rând, cumva, combinația asta între mecanismul biologic, că realmente tu simți
o stare de bine și mecanismul psihologic, și anume faptul că noi suntem o specie care învățăm din experiență. Și dacă observ că mă simt bine, atunci, practic, ce o să fac? O să recurg la metoda asta ca să mă simt din nou bine. Și o să fumez nu pentru că am nevoie biologică, adică mi-a scăzut mie cantitatea de nicotină din sânge. O să fumez pentru că psihologic cumva eu am învățat că mă ajută lucrul ăsta. Și ca să se complice lucrurile și mai mult și să te lași și mai greu de fumat, ce se întâmplă? De exemplu, starea asta cumva așa emoțională negativă apare și în sevraj. Sevrajul fiind acel moment în care persoana care fumează începe cumva să se simte neliniștită, agitată, deja cumva nicotina a scăzut foarte mult în sânge și îi lipsește drogul acesta, pentru că nicotina este un drog, nu este ca un drog. Și atunci cumva omul începe să simtă starea asta de sevraj și are starea asta emoțională negativă. Deci în sevraj este implicată o formațiune din creierul nostru care este implicată în procesarea emoțiilor în general. Această formațiune se numește amigdala, are aceeași denumire ca amigdale, dar este un alt fel de amigdala. Așa, este sistemul limbic. Și atunci, practic, problema noastră ca și specie care este că noi nu avem un mecanism care să discrimineze care sunt emoțiile negative sau starea asta de disconfort dată de sevraj și care sunt emoțiile negative sau starea de disconfort dată de faptul că șeful m-a certat, că nevasta nu răspunde la telefon sau copilul nu știu ce-o pățit. Și atunci, practic, eu nu pot discrimina care e starea emoțională dată de lipsa de nicotină și care e starea emoțională dată de altceva. Și eu, cumva, dacă am văzut că în momentul în care am o stare emoțională negativă dată de sevraj, fumând, mă simt mai bine, eu folosesc chestia asta indiferent de cine mi-a generat starea emoțională negativă. Și atunci, practic, foarte multe din țigările pe care eu le fumez, în realitate, se poate că ele nu au legătură cu nevoia mea de nicotină, propriu-zisă, da? Ci au legătură mai degrabă cu starea mea emoțională sau cu stimulii pe care i-am asociat cu fumatul. Deci, practic, mecanismele astea, să zic așa, psihologice. De asta se întâmplă foarte frecvent că sunt persoane care iau pastile sau folosesc tot felul de medicamente care să-i ajute să se lase de fumat și cumva ei nu reușesc. Da? Marea problemă este că așteptările sunt foarte mari, pentru că medicamentele te ajută pe mecanismul biologic, dar pe mecanismul psihologic nu te pot ajuta. Și riscul este că pacienții încep să considere, sau persoanele care vor să se lase de fumat, încep să considere că medicamentele nu sunt bune. Da. Dar în realitate, medicamentele sunt foarte bune pentru ce sunt ele făcute. Ele nu te pot ajuta psihologic pentru ce ar mai fi o pastilă și gândești altfel sau învăți altceva. Deci, practic, ăsta este al doilea mecanism biologic care explică în special de ce noi fumăm emoțional. O altă explicație pe care vreau să o dau este de ce fumăm atunci când ne simțim bine. Da? Asta ar fi a treia chestie. De ce fumăm atunci când ne simțim bine? Asta este cumva așa un mister, că fumatul ăsta se pare că merge cu orice. Merge când te simți rău, merge când te simți bine. Dar sunt persoane care fumează preponderent când se simt bine. Ce se întâmplă aici? Se întâmplă că nicotina, pentru că ea este un drog, acționează la nivelul creierului. Iar neuronii care au receptori pentru nicotină și care interacționează cu nicotina, trăiesc un efect neuroadaptativ, se numește. Adică acești receptori care în mod natural secretă dopamină, ei nu o să mai reușească să secrete cantitatea de dopamină pentru care ea au fost programată să secrete, decât în prezența nicotinei. Și atunci, practic, ce se întâmplă? Eu nu o să mă mai simt bine, că neuronii mei nu mai secretă dopamină decât în prezența nicotinei, și atunci eu nu o să mă mai simt bine decât dacă fumez. Da? Și sunt persoane care s-au lăsat, de exemplu, de fuma și sunt la o petrecere, la un botez, la o nuntă, dar se simt bine, dar parcă nu se simt la fel de bine cum știau ei, sau ar vrea să se simtă mai bine și atunci cumva iau o țigară. Da? Și asta este motivul pentru care foarte multe persoane fumează ca să se relaxeze sau pur și simplu fumează ocazional de plăcere, mai trag o țigară când e așa un moment plăcut, da? Pentru că cumva intensifică starea asta de bine. Dacă te lași de fumat, partea bună este că efectul ăsta neuroadaptativ se remite. Și atunci neuronii tăi o să reușească să secrete cum secretau ei înainte, dopamină fără nicotină. Numai că acest proces prin care se face remiterea efectului neuroadaptativ durează și omul retrăiește ca sevraj. Sunt foarte multe persoane care își doresc să
poate fuma așa, din când în când o țigară, două, da, trei pe zi. Deci cumva idealul ar fi să nu se lasă de tot de fumat, ci să mai poate el de fuma așa două, trei țigări. Da? Pentru că, într-adevăr, fumatul nu-i bun și dacă fumăm foarte mult, nu-i bine deloc. Dar așa, dacă fumăm mai puțin, pare cumva mai sigur. Și sunt foarte multe persoane care își doresc lucrul ăsta. Numai că, din păcate, lucrul ăsta este imposibil de atins de către toată lumea. Ca să reușești lucrul ăsta, trebuie să ai o genetică care să te ajute. Pe care marea majoritate nu o au din moment ce au ajuns să fumeze un pachet sau mai mult poate. Iar lucrul ăsta nu este posibil de ce? Pentru că în momentul în care eu încep să reduc țigările, să mă străduiesc eu așa să fumez puțin, mă sabotează atât mecanismul biologic cât și mecanismul psihologic. Mecanismul biologic cum mă sabotează? Mă sabotează în felul următor, că există ceea ce se numește fenomenul de upregulation, adică receptorii ăștia pe care eu îi am de nicotină, în momentul în care eu dau nicotină creierului meu, ei încep să se multiplice. Devin din ce în ce mai mulți, pentru direct proporțional cu cantitatea de nicotină pe care o primesc. După care, ăsta este fenomenul cumva de dependență biologică. Eu o să am mulți receptori și o să-mi trebuiască o cantitate mai mare de nicotină, da? Ca să mă simt cumva satisfăcut sau liniștit. Da? În momentul în care încep să scad cantitatea de nicotină, pentru că vreau să fumez mai puțin, receptorii ăștia cumva rămân neacoperiți de nicotină și eu o să trăiesc asta ca sevraj, ca disconfort, ca dificultate. Și practic, din experiența asta de reducere, biologic eu învăț că e foarte greu să te lași. E cumplit să nu fumezi. Eu am mare nevoie de treaba asta. La fel, de exemplu, în momentul în care trag un fum sau îmi fumez țigara aia mult dorită și sperată, ce se întâmplă? Din punct de vedere psihologic, eu o să mă simt foarte bine, nu? Pentru că mi se inundă creierul de nicotină, toți receptorii aia sunt liniștiți. Și atunci, psihologic, eu ce o să învăț? O să învăț, vai ce bine îmi prindă țigara. Da? Pentru că, practic, psihologic, există fenomenul ăsta al abstinenței sau regula asta a abstinenței. Cu cât sunt deprivat mai mult timp de la ceva plăcut, cu atâta valoarea de întărire sau valoarea respectivului lucru crește. Da? De exemplu, de ce concediu așa de minunat? E foarte minunat pentru că mergem în concediu dată pe an. Că dacă ieșim la pensie și avem un concediu veșnic, deja nu ne mai place așa de tare. Da? Și atunci asta e motivul pentru care doar un fum nu funcționează. Studiile spun așa că 90,8% dintre persoane care trag un fum redevin fumătoare. Da? Deci procentul e foarte mare. Nu știu ce șanse trebuie să fie pentru persoanele care reușesc. Pentru că sunt astea două mecanisme, independente de voința ta sau mai știu ce, care dacă faci așa, redevii fumător. Deci e foarte clar, pentru că organismul este activat, psihologic înveți plăcerea și asta e. Deci nu poți cumva să tragi doar un fum și să fie ok cu chestia asta. Ok. Iar a cincea chestie pe care vreau eu să o spun este legată de voință. Sunt foarte multe persoane care spun că fumatul e o chestie de voință sau nu am voință, de asta nu reușesc să mă las. Într-adevăr, la prima vedere pare o chestie de voință. Însă, în realitate, nu există ceva care noi să numim voință. În realitate, voința este reprezentată de gândurile noastre. Comportamentele pe care noi le facem, ca urmare a faptului că avem voință, în realitate, sunt rezultatul unui mod de a gândi. Eu mă comport coerent cu gândurile mele. Noi suntem o specie coerentă. Ce gândim, aia facem. În marea majoritate din cazuri. Și atunci, practic, în momentul în care eu aleg să mă las de fumat sau renunț la fumat, eu trebuie să am un mindset, ca să spun așa, sau anumite gânduri, da? Care să pară cumva logic, natural, să mă las de fumat. Dar ce se întâmplă foarte frecvent, există în concomitent gânduri antifumat și gânduri profumat. Nu? Foarte mulți dintre noi, de exemplu, ne dăm seama că e rău să fumăm, am vrea să ne lăsăm, vrem să ne oprim, gâfâim, sau știu ce mai senzații mai simțim, dar pe de altă parte,
nu vrem să renunțăm de tot, pentru că ne place. Ne gândim ce o să ne facem fără, ne gândim ce o să facem unul la cafea, ne gândim ce o să mai facem când ne întâlnim cu prietenii, ne gândim... Dar și cumva nu vrem să ne lăsăm. Și ce se întâmplă foarte frecvent, o perioadă lungă, apare această ambivalență în care eu vreau să mă las, dar pe de altă parte vreau să fumez. Și de asta, practic, apare experiența asta subiectivă că eu nu am voință. Nu e vorba că nu am voință. E vorba că, în realitate, eu încă nu am decis. Pentru că am informații contradictorii în minte și atunci nu pot decide. Dacă eu am informații pro și informații contra, nu pot decide. Exact ca am mers un concediu, te mergem acolo că e minunat, dar e prea scump, da, dar e minunat, da, dar e prea scump, dar e minunat, da. Și cumva nu mai merg nicăieri până la urmă, dar sfârșesc prin chestia asta. Și atunci, cumva, în realitate, dacă eu vreau să am voință, ce am nevoie? Am nevoie să îmi activez în mintea mea foarte multe informații antifumat în termen de ce câștig dacă fumez și în termen de minimizarea pierderilor. Adică, ce înseamnă minimizarea pierderilor? Cu toții anticipă pierderi, că o să pierd plăcerea, că o să pierd confortul, că o să pierd, șansa asta de a mă calma imediat și așa mai departe. Și atunci, practic, terapia asta face, te ajută cumva să găsești soluții pentru toate aceste probleme pe care tu le anticipi, astfel încât mintea să nu mai anticipe pierderi. Și în felul ăsta, tu ești cumva într-o situație în care ți-e mult mai ușor să decizi pentru că ai foarte multe argumente pro, da, fumat și nu prea mai sunt cele contra. Da? Deci a avea voință, în realitate, este un proces, dacă vreți, de restructurare cognitivă. Adică să treci doar de o parte a baricadei, să nu fie așa pe ambele.